Venim la Câmpul Lung direct de la București, unde avem o expoziție itinerantă care durează 2 săptămâni, începând cu data de 19, luna curentă, până luna viitoare, în data de 2. La Muzeul Municipal Câmpul Lung o să fie campată, să spunem așa, expoziția în perioada 20, luna curentă și 3 luna viitoare. Noi am încercat să verificăm sau să validăm anumite ipoteze. În urma cercetărilor științifice pe care le-am făcut, am încercat să prelucrăm aceste materiale sau aceste artefacte folosind metodele tradiționale. Băieții s-au jucat cu săbiile și scuturile, au făcut fotografii și au putut observa îndeaproape cum foloseau strămoșii noștri acele obiecte în luptele care se dădeau în perioada secolelor 14-15, iar fetele au fost curioase să vadă șorțul folosit de femeile din acea perioadă. Cu mâneri din piele, teaca aferentă pentru protecția ei din piele, din lemn și cu piele, cusut, vedeți, cu fir din piele și-am văzut, nu există mașini de cusut.